De această dată vă salutăm din Dobrovăț cu o surpriză frumoasă pentru doamna dirigintă, pentru doamna Loredana. O surpriză venită cu toată dragostea din partea clasei 8, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa doamna la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Ziua. Și bine v-am găsit! La dumneavoastră suntem. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Și astăzi venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea celor care vă iubesc nespus de mult. Din partea celor care astăzi și-au dorit din toată inima să vă spună un mare, mare mulțumesc. Și am să vă întreb pe dumneavoastră cum vă bănuiți. Cine v-a pregătit această surpriză? Așa credeți dumneavoastră? Și părinții. Ursulețul meu are pentru dumneavoastră acest buchețel de flori. Și o să vină aici aproape de dumneavoastră. Și pe voi clasa 8, am să vă rog să veniți aici aproape de doamna. Așa, să stăm cu toții. Ne așezăm să fim... Așa, mai avem și aici un tortuleț. O inimă roșie. Ce reprezintă dragostea tuturor celor care s-au adunat astăzi aici. Să știți că... Toți acești 3 ani, așa au spus-o dumnealor, dumneavoastră a fost cea care i-ați înțeles cel mai mult, cea care i-a susținut și căreia astăzi și-au dorit din toată inima să vă facă o zi cât mai specială. În tot acest timp, ei au scris și un mesaj frumos pentru dumneavoastră, care și-au dorit din toată inima astăzi să vi-l transmită. Am să vă rog, o ajutați cu doamna cu florile, așa, ca să vă fie mai comod. Iar mesajul spune așa. Draga noastră dirigintă, de multe ori am spus că un profesor bun nu este acela care impresionează prin multitudinea de informații transmise mecanic pe parcursul orii cu mulțime de termeni academici, ci acela care pune frântură pe suflet în tot ceea ce face și vorbește cu dragoste și căldură. Dumneavoastră sunteți un astfel de om. Sunteți unul dintre acei oameni pentru care suntem recunoscători că ați făcut parte din viața noastră. Pentru noi sunteți cea mai bună și cea mai cea dintre stele, steaua mamă, care împarte necondițional lumină din frumusețea sufletului dumneavoastră. Vă mulțumim pentru toată răbdarea pe care ați avut-o cu noi. Nu am fost deloc cu minți, chiar deloc, deloc. Nu am fost deloc o clasă cu minte și unită, dar când toți profesorii au renunțat la noi și ne certau, dumneavoastră ne-ați luat apărarea și mereu ați rămas lângă noi. Nu există cuvinte pe această lume pentru a vă mulțumi îndeajuns de mult pentru toate sacrificiile făcute în toți acești 3 ani. Nu vă închipuiți cât de mult vă iubim. Vă mulțumim pentru tot sprijinul dumneavoastră. Rămas bun! Clasa 8-a, promoția 2023. Să știți că și eu vă iubesc. Noi întotdeauna. Mulțumesc frumos. Așa, și acum melodia! Thank you.
cât mai mulți elevi cu minți, frumoși și care să vă respecte nespus de mult. Iar vouă, copiii, ce vreau putem să vă spunem, succes mari. Să vă faceți mândri părinții și pe doamna dirigintă. Să nu uitați că ea mereu o să aveți un loc aparte în viața dumneaei, cu siguranță, și vrea să vă vadă oameni de succes. Asta e cel mai important. Iar acum, dacă ați avea și voi să spuneți ceva. Mulțumesc frumos. Tot pentru dumneavoastră. Este din partea copilașilor. Mulțumesc frumos.